Sănătate prieteni și bine v-am găsit, mi-ați cerut foarte mulți dintre voi în comentarii și în alte uh, feluri ca să fac uh, un clip explicit despre cum dacă vine iarna poate să strângă fereastra mai tare pe garnituri. Aveți nevoie de imbusuri, de un imbus hexagonal numărul 4 sau un, un imbus uh, stelat T15, dar pentru feroneria aceasta roto se folosește un imbus hexagon 4 vedeți în spatele geamului, în partea din spate există la feronerie tot felul de ciuperci, de opritori ea trebuie să preseze mai tare pe geam și atunci garnitura, chiar dacă e uzată, va presa mai tare prin reglajul acesta din excentric excentricul e acesta în partea de față vedeți linia aceea să dă într-o parte sau în alta după cum vreți dumneavoastră. Cu cât strânge mai tare geamul pe garnitură, deci introduceți imbusul acolo și reglați după dorință. Are semne acolo, are puncte, are linii în funcție de feroneria care o aveți. Prin reglajul acela voi veți strânge, veți face ca fereastra să strângă mai tare sau ușa să strângă mai tare pe garnituri. Mulți au spus în felul următor, vine, îmi vine vânt, îmi vine cum să fac. Uitați, acesta e un tutorial despre cum puteți voi să faceți. Lucrul acesta e valabil și pentru partea din față a ușii, nu și pentru partea de la balama, acolo este tot așa un reglaj, dar nu are genul acesta de feronerie. Geamurile, în schimb, toate se pot regla. Dați într-o parte sau în alta. Nu pot eu să vă spun că în stânga sau în dreapta, pentru că geamurile voastre sunt în stânga sau în dreapta. Dați într-o parte. Dacă nu merge în partea aia, dați invers. Sănătate!